ne puteți spune de ce vă aflați aici? Este un protest anti-restricții. Da, este protestul împotriva noilor restricții, dacă putem să le spunem restricții, care sunt de fapt propunere ale Consiliul Național pentru Situații de Urgență, care au fost publicate în Monitorul Oficial și au, să zicem, rol de lege, deși nu sunt legi neapărat, sunt acte normative care presupun noile restricții și dacă observăm în tot textul acelor restricții, ele sunt de fapt propuneri, e un set de propuneri pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Ce părere aveți de certificatul verde la locul de muncă? Credeți că se va adopta și această lege? Există mai multe păreri, cum că nu ar trece de forul legislativ, mă rog, dar cred că până la urmă o să treacă. Toate astea, foarte puțini oameni sunt în piața universității contra acestor restricții. Da, care credeți că e motivul? Probabil, nu știu cum să spun, încă nu s-a ajuns cuțitul la os. Certificat verde, da, se vede, da? Sunt în conformitate cu legea? E verde? Are cod de bare? Are termen de valabilitate și încă cât? Până în 2023. Să ne fie rușine. Astăzi protestez pentru ca Arafat să fie arestat, Iohannis să fie suspendat, Green Pass să fie anulat definitiv, să nu mai vorbim de așa ceva, și masca să nu mai fie obligatorie nicăieri, iar COVID-ul să fie demonstrat și înțipit. Ne puteți spune de ce vă aflați aici în piața universității? Bună ziua! Ne aflăm pentru că nu suntem de acord cu toate legile lor, care sunt mai ales cu certificatul verde, nu vaccinare, nu testare, nu m-am testat niciodată și nu o să mă testez. Ce să zic? Cu mască, cu asta, n-am purtat mască niciodată. Păi și ce faceți? Că de luni? Păi nu o să port. Mi-am cumpărat ceva de la un magazin, o eșarfă și o să o pun pe aia la gură, uitați. Deci eșarfa asta o să fie. E aceeași, dacă acoperă nasul și gura, nu contează. Cu magazinele o să mă descurc. O să merg la magazin, cineva o să aibă certificat, o să-i dau o listă, o să-mi facă cumpărăturile, când e să-i dau 10-20 de lei și se rezolvă.